Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vezi de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. La sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciuni. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da ca să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina puținii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. La întâlnirea noastră de data trecută am vorbit despre climatul vremurilor din urmă pe care întreacă vreau să vi-l repet. În primul rând, una din caracteristicile vremii din urmă este timpul scurtat, zilele scurtate și timpul condensat. Din pricina aceasta, nu o să avem timp să facem tot ce ne dorim, ci trebuie să așezăm în viața noastră lucrurile importante, care mai ales au conotație spirituală pentru veșnicie, trebuie să fim pregătiți să le așezăm în ordine. Dacă mai avem timp, putem să așezăm și celelalte lucruri după. Dar important este să așezăm împărăția lui Dumnezeu. În viață vom pierde foarte multe lucruri. Vom pierde prieteni, vom pierde câteodată reputații, vom pierde bani, vom pierde o grămadă de lucruri. Important să nu pierdem împărăția lui Dumnezeu. E foarte important să stăm cu ochii pe ea. De multe ori în alergarea noastră spre împărăție ne mai împiedicăm, mai cădem. Important este să nu ne obișnuim cu noroiul, ci să ne ridicăm și să alergăm punând mâna pe cunună. Doamne ajută! A doua caracteristică a vremii din urmă este panica și stresul. Și spuneam că noi nu scăpăm de lucrurile acestea. Lucrurile acestea ne vor bombarda, îngrijorările vieții acesteia, grija pentru copiii noștri, grija pentru nepoți, grija pentru biserică, grija pentru spiritualitatea noastră, totdeauna ne va face să ne gândim ce vremuri vor veni. Dar, dincolo de aspectul acesta, am spus că avem la îndemână rugăciunea și rugăciunea ne pune pe noi, oamenii care suntem limitați și muritori, să intrăm în sala tronului de domnia lui Dumnezeu, să stăm în fața celui ce a scris deja istoria. Pentru el Apocalipsa e încheiată, după cum vedeți în Scriptură, el ne spune ce se va întâmpla în vremuri din urmă. Pentru el toate lucrurile sunt deja la finish și stăm în fața lui și rugăm să ne ajute ca pe lângă finalul acesta, sfârșitul tuturor lucrurilor, să fim și noi acolo primind cununa. Doamne ajută! Amin. Și lucrul acesta se poate realiza doar prin rugăciune. E forma în care îl accesăm pe Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care l-am discutat și studiat data trecută a fost ura împotriva numelui Domnului. Și din pricina urii împotriva numelui Domnului, foarte mulți dintre noi ne pierdem menirea. Nu mai mărturisim numele Domnului, nu mai purtăm cu cinste, cu demnitate, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Scriptura spune că când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, va veni sfârșitul. Evanghelie știi ce înseamnă? Veste bună. Și vestea cea mai bună din lumea asta este că Hristos a murit pentru noi și ale noastre păcate, s-a înălțat la ceruri și va să vie din nou cu putere și cu slavă, ca să ne ducă și pe noi acolo. Slăvit să fie Domnul! Ori oamenii au nevoie de lucrul acesta. Nu uitați totul, totul ce avem noi în numele Domnului Iisus. Dumnezeu n-are nimic să ne dea în afara lui Iisus Hristos. În El avem iertarea păcatelor, în El avem viața veșnică, în El avem făgăduințele, tot ce are Dumnezeu are în Iisus Hristos. Singurul nume de care au nevoie oamenii este numele Domnului Iisus Hristos. Și tocmai de ala ne rușinăm noi. Tocmai de ala ne rușinăm noi. Vorbim oamenilor de bani, vorbim de diferite lucruri, de politică, dar nu mântuiește, banul nu poate mântui pe nimeni. Banul nu iartă păcatele la nimeni. Politica nu iartă păcatele nimănui. Singurul care poate ierta este Iisus Hristos. Dar trebuie să știi numele astea. Trebuie să îl spui celuilalt. De aceea un semn al finalului este Evanghelia Împărăției. Acum în seara aceasta aș vrea să vă vorbesc cum arată un biruitor a acestor vremuri. Cu timp scurtat, cu panică, cu stres, cu ură împotriva numelui Domnului, sunt oameni care biruiesc pe pământul acesta. Sunt oameni care au izbăvire și au har din partea lui Dumnezeu. Și din textul biblic pe care l-am citit și alte texte paralele, aș vrea să vă vorbesc cum arată un om care este biruitor. Și aș vrea să ne regăsim în aceste
caracteristici. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, frații mei, și am ales o exprimare pe care Biblia o susține. Observăm că în zilele noastre de astăzi, cuvântul credința în Iisus este din ce în ce mai uzat, folosit și câteodată neînțeles. De ce? Pentru că foarte mulți oameni care divorțează cred în Iisus. Foarte mulți oameni care fură cred în Iisus. Foarte mulți oameni care păcătuiesc cred în Iisus. Și încă spun că cred bine. Și dintr-o dată, credința în Iisus Hristos își pierde puterea. Foarte mulți dintre oamenii din pușcării, dacă te duci la ei și îi spui tu crezi în Iisus, dar sigur că da, mă jăcnești dacă spui că eu nu cred în Iisus. De ce? Pentru că el crede. Dar cum de a ajuns pe baza credinței tocmai acolo? Pentru că s-a înțeles greșit credința în Iisus Hristos. Eu o să găsesc o formulare pe care mi-o acopere Sfânta Scriptură în Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 12, Biblia spune așa. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Nu în Iisus, ci lui Iisus. Este o formulare pe care o găsesc aici în Apocalipsa și care mă face să mă gândesc că atunci când Iisus a venit în lumea aceasta, a adus o credință. Și credința pe care a predicat-o, a proclamat-o, a arătat-o Iisus, este o credință specială. Credința aceasta este în El, dar e totdeauna însoțită de pocăință. O să puteți vedea lucrul acesta totdeauna când Domnul vorbește despre un om credincios, vorbește nu numai de o declarație și de o stare a inimii, ci vorbește și de o acțiune pe care o face omul respectiv. De aceea, prima condiție este că țin credința lui Iisus. Biruitorul acestor vremuri țin exact acea credință. Când apostolul Pavel predica pentru ultima dată slujitorilor din Efes, pe care i-a chemat acolo când se despărțea de ei, le spunea în Faptele Apostolului, capitolul 20, cu versetul 20 și 21, în felul următor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și atenție ce nu le-a ascuns el. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă credința lui Iisus. Sunt oameni care cred în Iisus, dar nu se pocăiesc niciodată. De aceea pușcăriile sprind de asemenea oameni. De aceea iau viață cum au. Pentru că cred în Iisus, dar nu se pocăiesc niciodată. Credința realmente autentică în Iisus este o credință care te face să crezi în Iisus, să-i vezi sfințenia și în continuu te poți pocăi. Doamne ajută! Amin. Pocăința este lucru care ne ocupăm cel mai mult. Noi nu ne pocăim doar când venim inițial la Domnul Iisus și gata. Nu, nu. Viața noastră de credință este o viață de luptă, este o viață de multe biruinți, dar și de înfrângeri. Ei, biruințele le punem pe seama Domnului și a Duhului Sfânt, înfrângerile, ne pocăim, ne ridicăm și mergem mai departe. Asta trebuie să facem și trebuie să învățăm lucrul acesta. De aceea e important pentru noi să trăim credința aceasta. O să observați că spiritual, drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu nu e o plimbare, cu toate că de foarte multe ori cam în asta suntem prinși. Când te plimbi, ai timp să te uiți în ogradă la oricine. Când te plimbi, ai timp să observi amănunte pe care nu le vezi când alergi. Când te plimbi, poți vezi frizura cuiva, poți vezi hainele cuiva, poți vezi culoarea nasturilor cuiva, te plimbi. Când alergi, n-ai timp de așa ceva. Când alergi spre țintă, în alergarea care stă înainte, n-ai timp de amănunte, n-ai timp de bărfaraie, de clevetire, n-ai timp, tu alergi. Tu ai o țintă, o cunună de prins. Aici este și diferența printre credincioși. Foarte mulți oameni care sunt predispuși pentru bârfă, pe rețelele de socializare, sunt oameni care se plimbă. N-au o țintă foarte clară. Ei sunt oameni care visează la premiu și la cunună, în timp ce alții se pocăiesc ieri și trec caracheta pe lângă ei, ei se plimbă, mai vorbesc de lucruri de astea, și visează și ei la cunună. Și se miră când Biblia le spune, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunună, adică să o ia sub nas. Ia ta cunună, dar vine altul și să o ia de sub nas, spui, dar pentru mine nu mai sunt, nu, că e limitată. Dar ce nu te-ai grăbit? De ce n-ai alergat? Din punct de vedere spiritual, sunt două picioare. Un sportiv care aleargă, care merge, îi trebuie două picioare. Un picior se numește credința și unul se numește pocăința. Când vrei să alergi pe împărăția lui Dumnezeu cu cred în Iisus, cred în Iisus, cred în Iisus, ies o țopăială, tot. Că tu stai într-un picior așa și mai vrei să prinzi cununa. N-ai cum.
Există oameni care spun pocăință, pocăință, trebuie să ții asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Dar de ce? Așa am zis noi, iară-ți o paială pe pocăință. Drumul spre împărăția lui Dumnezeu este credință, pocăință, credință, îndesește-le și ies alergare. Doamne ajută! În fiecare zi, credință, pocăință, credință, pocăință și poți ajunge la lucrul respectiv. De aceea, biruitorul vremurilor din urmă are grijă să aibă această credință în Domnul nostru Iisus Hristos și trăirea într-o viață de pocăință în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute! Dacă avem atitudinea aceasta, putem să mergem mai departe. Lucrul acesta trebuie să ne caracterizeze în fiecare zi și să păzim această credință care duce la pocăință. Pentru că Apostolul Pavel, spre finalul vieții sale, venea și spunea că el va fi turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării lui este aproape. Și spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am păzit credința. Mi-am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. E foarte important pentru noi să observăm că credința aceasta care are eficacitate, pocăința, o avem în continuare. Pentru că de foarte multe ori rămânem doar cu credința fără pocăință. Atunci când rămânem doar cu credința fără pocăință, noi venim la adunare, noi știm că suntem credincioși. Noi știm că suntem oameni lui Dumnezeu și că Dumnezeu mai bun ca noi n-are. Știm de asta. Și din pricina asta, în timp ce se predică despre pocăință, despre smerenie, noi spunem că asta e pentru alții. Păcat că ăia care trebuiau să audă cuvântul ăsta nu au venit. Pentru că noi nu mai avem loc de pocăință. Dar adică noi credem în Domnul Iisus. Ori aș vrea să vă spun, pocăința trebuie trăită în fiecare zi. Când vii la adunare, nu-i spune lui Dumnezeu, Doamne, ce mesaj bun ai dat, dar nu a fost aia care trebuie aici. Că Dumnezeu știe că tu ești aici și îți dă un cuvânt. Cum de nu ai găsit ceva de care să te pocăiești? Cum de nu observi la tine? Dar dacă te duci la omul respectiv, eu am credința, frate. De aceea e important totdeauna să verifici, odată cu credința, am și pocăința? Bun, în seara asta mi-a vorbit Dumnezeu, bun, la ce trebuie să mă pocăiesc eu? Ce anume trebuie să îndrept eu în viața mea? Și te duci acasă cu un anumit proiect pe care Duhul Sfânt să-l aduce aminte. Și spune, vezi că în domeniul ăsta trebuie să ai grijă. În domeniul ăsta trebuie să ai grijă. Și încetul cu încetul, nu într-o zi, dar încetul cu încetul ai un plan și îți dai seama, băi, lucrurile astea eu trebuie să le las deoparte. Eu trebuie să le rezolv cumva. Pentru că te gândești la aspectul acesta. Am întâlnit oameni în anumite comunități care atunci când se întorc la pocăință, ei au anumite legături sau anumite carențe de caracter. Nu toți moștenim aceleași carențe de caracter. Nici măcar nu le dezvolți tu. Noi sunt lucruri pe care le primim de la părinții noștri. Spune Sfânta Scriptură, din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Eu dau exemplu ăsta foarte des. Dacă te duceai la bunicul meu să-i ceri, de exemplu, o sapă, de foarte multe ori el îți trădea o palmă și după aceea te întreba ce vrei, cu falca roșă, spune eu, o sapă. Bine, ia sapa de acolo. Pentru că așa era el, avea arcuri la mână. Dintr-o parte din alta. Bun, tata care s-a născut din bunicul meu, tot arcuri. Mai slăbuță, dar avea arcuri. Ei, nepotul lui, cum crezi că-i? Nu-s vinovat eu că mă nasc pe linia asta lui bunicul, care-s foarte iuț, rapiz, la mână. Nu-s vinovat eu. De o toată viața nu mă voi lupta cu altceva, decât cu nervii, cu nervozitatea. Altul se naște pe spița lui din neam că-i slab la anumite aspecte. La jocuri de noroc, de exemplu. Că bunicul i-a plăcut jocul de noroc, că lui taxi i-a plăcut barbutul și pokerul și el tot ziua e numai la de este. Nu-l vezi că cu băutură, cu nimeni. El nici n-are treabă. Dar când aude păcănele, el deja, uite cum o să face, cred că iese ceva la faza asta. De ce? Pentru că e pe linia respectivă. Atenție, nu-i vinovat el. Asta moștenește. Bun, pocăință înseamnă că intri într-o biserică. Când ai intrat într-o biserică și ai starea asta de iuțală, să faci adunare. Fraților, noi cred că ar trebui să faci. Ai arcuri sub fund, așa. Vreau să mă ridic și eu cuvântul. Dar și să spui? Să spun și eu ceva acolo. Nu pot să stau, domnule, eu nu pot. Știu ce trebuie să spui el și eu îl contrazic. Ei, când ai un frate lângă tine și spune, frate, nu te fă de râs. Nu te fă de râs. Îți faci de râs nevasta, îți faci de râs copiii. Efectiv, îți distrugi viitorul pentru că iei cuvântul când nu trebuiește. Știi cum stai? Stai ca la piaragaz la foc mic, așa. Stai acolo, că nu, așa, bun, la o adunare generală, la două, la trei. Bun,
Pentru început ești tulburat, că nu te lasă să iei cuvântul și cât e vetul dispus cu tare. Bine, eu mai vin peste 10 ani. Când vin, știți ce găsesc? Găsesc un om blând. Un om liniștit. Un om care s-a luptat o bucată cu nervozitatea, cu iuțeala, cu strigarea, cu starea lui. Dar încetul cu încetul, credința în Iisus și pocăința l-a ajutat să devină unul dintre cei mai blânzi oameni din adunare. E tot din același neam, măi. Dar credința împreună cu pocăința, în fiecare zi, l-a ajutat. Vă aduc aminte de un om. Spune Scriptura că la vârsta de 40 de ani, Moise știa toată înțelepciunea egiptenilor. Asta găsiți din predica diaconului Ștefan. A învățat toată înțelepciunea. La vremea aceea, Egiptul era cea mai mare putere militară a lumii. Era cum sunt americani acum. Cea mai mare putere. Știa cum se fac piramidele. Noi nu știm încă cum au zidit ăștia piramidele și au ridicat blocurile cele și au pus petroaiele cele una peste alta. El știa. Știa strategie militară. Știa să rezolve ecuații la puterea a doua. Pentru că asta făceau la facultățile, la universitățile de atunci din Egipt. Știa absolut tot ce trebuia să știe. Prin anumite sforării trase putea să ajungă și faraon. Dacă faraonul abdica sau se întâmpla ceva cu el. Pentru că era la curtea lui faraon, era fiul fiicei lui faraon. Și toate le învățase acolo. La 40 de ani, plin de carte, plin de școală, plin de antrenament militar, iese și vede pe un egiptean că bate un evreu. Și Scriptura nu spune că l-a strâns de gât sau s-a chinuit mult cu el. Pac, pac, l-a omorât. Scurt așa. L-a omorât și l-a băgat sub nisip, la rapid așa. Pentru că știa tehnică. Cunoștea. A doua zi când iese, vede doi evrei și vorbește cu ăla care l-abuzea pe cealaltă, îl chinuia pe cealaltă. Băi, de ce faci tu? Voi sunteți frați. Ălaltul ca să-i arate că știe, îi spune, dar ce vrei să mă omori ca pe egipteanul ăla de ieri? Și în momentul ăla Moise și-a dat seama că se va afla ce a făcut el și altă alternativă n-a avut decât în voia lui Dumnezeu să plece de acolo. A ajuns în Madian, s-a căsătorit cu Sefora, fata preotului din Madian și 40 de ani a stat în casă cu Soxu. După 40 de ani, spune Scriptura despre el, că era cel mai blând om de pe fața pământului. Să stai în casă cu soctu 40 de ani, e o școală. Când a venit îngerul la el, la 80 de ani, să-l trimită în misiune, n-avea oaia lui. Să spună, asta e firma mea de oierii, domne. Mi-am făcut firma mea, uite oaia, restul s-a lui socul meu, dar oaia aia mea. N-avea nimic. El, efectiv, nici nu se mai găsea locul din punctul ăsta de vedere. Și acum Dumnezeu îi spune, vreau acum la 80 de ani, după ce ai terminat școala mea, seminarul meu, în casă cu socul și cu păscând oaiele pe aici, așa, vreau să te trimit să scoți pe evreii din Egipt. Și acum, parcă stau și m-aș gândi așa, trebuia să spună Moise, Doamne, acum 40 de ani eram calificat, știam și bătaie, știam tot, rezolvam problemele altfel, dar acum la 80 de ani mă trimiți pe mine, eu nu sunt bun de așa ceva. Vine la un moment dat și după ce Dumnezeu îi dă semnele, că o știți acolo, vine Moise și spune, Doamne, mai am o chestie, și anume, sunt gângav, adică bâlbuit. Și atenție, nu era o bâlbâială de asta, așa că mai înțelegi ceva. Nu înțelegeai nimic. De aia Dumnezeu vine și, în loc să se atingă de limba lui, spune, hai că să rezolv problema asta, îți dau o vorbire fluentă, cursivă. Nu. Îi spune, tu vei fi pentru faraon Dumnezeu și ți-l dau pe Aron să fii prorocul tău. Imaginați-vă cât de penibili erau ei când mergeau la faraon. Moise începea. O zis Dumnezeu și Aron spunea, el vrea să spui că o zis Dumnezeu cu tare și așa. De fiecare dată așa era. V-ați gândit vreodată? De fiecare dată așa era. Ăsta vine și porne și efectiv nu putea și el altul traduce și vrea să spui asta, de fapt, îi explica acolo. Și Dumnezeu nu intervine să atingă de limba lui, să o rezolve și îl lasă așa. L-a ținut toată viața smerit. Ca să-și dea examenul într-o zi. Poporul evreu, dacă o știți Biblia, a fost un popor îndărătnic. Cu toate Dumnezeu era în mijlocul lor, ziua în stâlp din nor și noaptea în stâlp de foc. Cineva îmi spunea zilele trecute, frate Virgil, știți ce idee mai este grozavă acolo? Și am ascultat și am dat dreptate. Și mi-a spus așa, frate, știți că în pustiu, de obicei, noaptea coboară sub minus 10 grade? Și știți că ziua e peste 30-40 de grade? Știți că norul ăla noaptea le dădea căldură, era un radiator pentru evrei? Și știți că ziua le ținea umbră la evrei? Știți că asta făcea Dumnezeu? Toate astea le aveau acolo. Toate astea, apă din stâncă, mană în fiecare dimineață
Și toată ziua șerta unii cu ceilalți. Ce să mai facă? Ce să mai răzvătească? La într-o zi și Dumnezeu, disperat, i-a spus, Moise, dă-te la o parte. Peștii nimicesc. Nu vor mai ști nimeni de evrei, de izraeliți, de nimic. Nu vor mai ști. Dar din tine fac un neam mare. Voi face moisiști. Vor ști toți că ăștia sunt moisiști, oamenii lui Dumnezeu. Și atunci se vede școala aia de 40 de ani. Că dintr-o dată, Moise, nu vine și se spune, Doamne, nu trebuie să-i nimicești tu. La câtă cafteală știu eu, eu îi rezolv imediat, nici nu trebuie 40 de ani de zile. Ai văzut într-o singură noapte, am dezvoltat așa, vin eu și te ajut la chestia asta, cu omorâtul mă ocup eu, dacă ăștia nu trebuie să intre în Canaan. Nu, nu, se pune între el și Dumnezeu și spune atâta. Doamne, mai degrabă șterge-mă pe mine din cartea vieții decât să-i nimicești pe ei. Și atunci Dumnezeu a spus, s-a meritat școala. Și când te gândești ce școală, măi? Te aduce Dumnezeu din România, în Suedia, te pune într-o adunare, de foarte multe ori trebuie să paști oi. Să faci același lucru în fiecare zi. Să vii la adunare, să cânzi acolo. Păi, dar parcă te plictisește, 40 de ani. Da, dar vreau să fac cel mai blând om din fața pământului. Amin? Că de multe ori nu vedem și mare lucru. Noi suntem pregătiți de lucrări mărețe, grozave. Nu, nu, nu. Dumnezeu ne ține în lucruri utile, adevărat. Dar spune, băi, fii credincios peste ce... Păi, dar ce școală îți trebuie? Ca să poți face, de exemplu, curățenie și trebuie să știi să folosești un aspirator, să cutare. Oaia n-ai ce să-i arăți verdic, ești un iarba. Nu îi dai tu cu prin GPS, mai mergi la păscut. Și acolo trebuie să fixezi. Nu, iarba vede unii așa, dă lapte, tu îi faci caș și viteză mai departe. O tunzi o dată pe an și cam atât ai tot. Nu-i mare știință acolo. Cu asta s-a ocupat Moise continuu și atenție, încă avea oile lui socrusul. Dar acolo i-a dezvoltat Dumnezeu o aptitudine prin care Dumnezeu l-a putut folosi. În timp ce ăștia cereau nimicirea, singurul care îi apăra era Moise. Acum când te întâlnești cu evreu, oriunde de pe pământul ăsta, și pui o simplă întrebare, care e cel mai mare om al vostru? Răspunsul lor este imediat, Moise. Pentru că ei există din cauza lui, că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Aș vrea să vă spun și voi moșteniți câte ceva, de la părinții voștri. Când te aduce Dumnezeu la pocăință, te aduce, câteodată îți arată unde ești și tu slab, și îți arată și pocăință și cu credință, pocăință și cu credință, rezolvi problema aceea, măcar să nu o mai dai la copiii tăi. Doamne ajută! Frații mei, primul lucru de care are parte un biruitor este că el ține credința lui Iisus. Al doilea lucru, dacă tot ești pe calea Domnului, bagă de seamă să nu fii înșelat. Spune că apostolii s-au apropiat de Domnul și au spus, Doamne, spune-ne, care va fi sfârșitul veacului? Care sunt semnele alea care ne vor arăta că e iminent că tu vei veni? Și Domnul, în loc să le spună niște aspecte foarte clare, pe final spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Voi nu trebuie să fiți atenți numai la sfârșit, ci trebuie să fiți atenți acum să nu te înșele cineva. Ai foarte mare grijă de lucrul acesta. Cel mai trist cuvânt din textul ăsta biblic pe care l-am citit este tocmai cuvântul mulți. Spune Sfânta Scriptură de la versetul 10 până la versetul 12. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Se pune întrebarea, câți mai rămân? Bineînțeles, fiecare spune, noi. Dar cel mai trist cuvânt este mulți. Pentru că va fi lovit creștinismul într-o măsură extraordinară. Va apărea artileria grea, care nu e adresată celor care mai vin din când în când, ci artileria grea care semne și minuni contrafăcute prin puterea celui rău, va dori să înșele chiar pe cei aleși. Nu punem problema celorlalți, care nu și-au întărit chemarea și alegerea. Nu au avut grijă de asta. Dar ce aleși vor fi în cumpănă? Pentru că va fi momentul respectiv. De aceea Biblia vine și spune, fiți atenți, băgați de seamă, vegheați la lucrul acesta. E foarte important pentru noi să fim atenți. Cum putem să verificăm aceste lucruri? Sfânta Scriptură spune pe prorocii mincinoși, îi veți cunoaște după prorocii, nu? Că strigătarii. Nu, nu, nu. După roadele lor.
Verificați, v-aș ruga tare mult, viața oamenilor. Verificați de unde vin, verificați dacă sunt în legătură cu biserica, verificați viața lor de familie, verificați situația lor financiară. Nu cumva au lăsat datorii prin țară și au venit la jăfui pe aici? Nu cumva? Ce dacă spun Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos a venit în trup? Verifică lucrurile acestea. Fii atent ca să nu fii înșelat. Chiar dacă anumite lucruri el, din punct de vedere psihologic, ți le așează ca să poată fi aproape și să spui, păi, dar parcă ar fi adevărat toată treaba aceasta. Știți că de foarte multe ori am întâlnit oameni care spun, păi, dar era așa adevărat. Dă-te, ne-o luam și 1000 de euro. Acum, cum e? E adevărat ce eu m-ai dat înapoi? Nu, aceea era adevărat, dar uite că mă doare că nu mi-o dat bani înapoi. Foarte mult o să observați pagube de genul acesta. Și sunt pagube majore, nu atât. Financiarul nu-i cine știe ce. Nu te mai încrezi niciodată. Chiar dacă vine unul bun, nu te mai încrezi. Ori trebuie să fii totdeauna circumspect în domeniul ăsta. Fii atent, verifică lucrurile acestea. Verifică cu al Domnului cuvânt. De aceea suntem chemați ca și slujitori să avem o prestanță, o poziție în biserică. Să avem o anumită stare, să veghem unii asupra altora, să fim atenți la anumite lucruri, să ne expunem acestor lucruri. Eu sunt om, ca și voi. Mă expun fraților mei. Fiecare dintre ei au dreptul să mă verifice. Sunt oameni care aud că am împrumutat niște bani pentru că mi-au trebuit la ceva anume și că am promis că într-un anumit termen îl dau înapoi. Mă verifică dacă i-am dat la termenul respectiv. Când împrumuți bani, că îți mai trebuie, toată lumea are nevoi urgente câteodată și nu ai ce îți trebuiește în casă. De obicei am grijă, de-a lungul timpului n-am împrumutat de la bancă niciodată. Am grijă să mă întind cât e plapuma. Și de obicei să lăs plapuma mai lungă să nu sufăr la degete, la picioare, dacă înțelegeți. Ei, dar câteodată este nevoie la plapuma respectivă o urgență. Ei, oamenii sunt atenți la lucrurile acestea. Pentru că eu nu vă prezint dumneavoastră poante și bancuri. Vă prezint niște adevăruri pe care trebuie să le credeți. Trebuie să le credeți. Și când vă spun că Iisus vă iubește, voi trebuie să le credeți. Dar dacă eu ți-am spus ție că mâine îți dau bani înapoi și nu ți-am dat, și tu îmi spui, băi frate, dă-mi banii aia înapoi, când trebuie, ai spus că îi dai. E, dar tu stai în banii aia, las că eu ți-am spus așa, dar eu îți dau eu când o să am, când pot. Bun, după aceea cu mare îndrăzneală, mă ridic și îți predic chiar ție să fiți serioși în relațiile voastre. Cine mă crede pe mine? Pentru că eu am stricat cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. L-am stricat. Nu pentru că am deteriorat și învăț o erezie, ci felul meu de a predica și de a trăi te face pe tine să nu mai crezi eu ceea ce vorbesc e bine, e adevărat, dar tu nu mai crezi, pentru că eu am stricat autoritatea mea. Ori Biblia vine și spune, băgați de seamă, aveți grijă, vor înșela pe mulți, vor face anumite lucruri prin care să fie înșelați. Și singurul lucru care îl puteți face foarte clar, și de aceea pentru mine e foarte important lucrul ăsta, este verificați, frații mei, dați un telefon. Pentru mulți dintre noi este foarte simplu. De aceea eu sunt de acord cu organizația și cu părtășia în biserică. Pentru că asta, eu nu trimit niciodată detectivi în Suedia să verifice pe oamenii de aici. Dar vorbesc cu oamenii care răspund de aici. Vine cineva la noi și întreabă, domnule, eu sunt din cutare loc și vreau, cine este păstor sau slujitor sau responsabil acolo? Păi eu sunt din Biserica Domnului Iisus Hristos. Bun, oi fi tu, dar spune-mi exact cine este de acolo ca să te putem crede. Și el trebuie să-mi spună un nume. Și dacă spunem numele fratelui Doru, eu îi dau un telefon și întreb, ce pot spune de băiatul ăsta sau de fata asta? Sau de fratele ăsta sau de sora asta? Ce pot spune? Și frate, de obicei, între noi, mai spun așa, spune, fratele meu, de vorbit de rău n-am voie, de bine n-am și. Și se rezolvă, în momentul ăla am știut pe loc despre cine e vorba. Am știut pe loc. Însă, aș vrea să vă spun, am datoria asta, nu trebuie să trimit eu pe nimeni, nicăieri. Pentru că faci parte din ceva anume. Vine cineva de la Dumbrăveni, nu știți, nu cutar frate, eu sunt la fratele Virgil. Păi da, nu aveți numărul meu de telefon? Dați telefon. Am auzit acum într-o zi, îmi spune, mă sună un frate, frate, sunt din cutare biserică, de pe lângă Ploiești, a venit la noi o soră și o scrie membru la Metan Biserică, care avea nevoie de o strângere. Zic, dar cum îi zici la soră? Nu sunt numii care nu-i prin zona noastră pe acolo.
Și spun, fratele meu, nu avem așa ceva. Mi-am dat eu seama că nu-i de la voi de acolo. Dar se folosește de imaginea unor oameni, de imaginea unor biserici, pentru a intra și dacă tu nu verifici, ți-o lua banul. I-ai făcut strângerea, te-o salutat și data viitoare când vine, spune, aduceți-mi aminte de la și biserică. Am spus ca să nu repet că-s din alta. De ce? Pentru că fii atent, bagă de seamă. Un alt aspect pe care vreau să-l ridic aici, frații mei, și care e foarte important la băgatul ăsta de seamă. Aș vrea să vă spun că Biblia vine și spune că în vremea din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe... Păi dar cum de vor fi așa de mulți? Cea mai mare bancnotă din Uniunea Europeană, pare mi se cât e 200 de euro sau 500, nu mai știu. La dumneavoastră, care e cea mai mare bancnotă? Folosiți cardul. 1000 de coroane, da? Bun. Dacă cineva vrea să falsifice bancnota de 1000 de coroane, să facă o falsificare, poate să falsifice pentru că pe piață există bancnota de 1000 de coroane. Dar dacă cineva falsifică o bancnotă de 2000 de coroane, toată lumea se prinde că e falsă, că nu există așa ceva. Ei, prorocii mincinoși vor fi mulți pe baza faptului că ei adevărați vor fi în uz, adică vor exista, slăvit să fie Domnul. De-aia vor fi mulți aia. Pentru că dacă prorocii adevărați nu sunt, înseamnă că toți aia care se ivesc sunt falși. Ori biserica trebuie să ia pe aia adevărați. Amin. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, i-a veți? Că aveți dumneavoastră unul unde? La Orșova aveți unul acolo. La ce vă ajută el acolo? Pentru că Dumnezeu dotează biserica acum cu daruri. Și știți cât contează să aveți un proroc adevărat la dumneavoastră? Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vă merg în anumite comunități și la timpul de rugăciune să ridic un frate și o spune, fraților, am avut din partea Domnului că vor veni, am văzut două persoane îmbrăcate în negru care vor aduce o învățătură străină. Și atât, a fost tot. Știți că frații de acum a suit tot pe uși să vadă cine vine? Vine fratele Virgil cu fratele Virgil Dascu. Oi, nu-o fi aici? Da, te uiți să dăși așa curios. Ia să vedem noi. Pentru că dintr-o dată descoperirea aceea te pune în gardă. Dintr-o dată. Și într-o zi, după ce mai trece o bucată de timp, vezi că vin doi bărbați aranjați bine, costum, cravată, suntem din Biserica Domnului Iisus, îi întreabă fratele Doru, care e Biserica Domnului? Nu, suntem așa cu tare, că încolo afli că e de la Martorul Jehova sau de la mormoni. Afli că vin la tu și vor să prindă ablonul și când prind ablonul poți strigi la ei, nu-ți dau jos până nu-și termină poezia. Și dintr-o dată spui, băi, să știi că asta a fost lucrarea mea. Nu a fost Virgil cu Viorel Dascu. Dar ai fost atent pentru că s-a vorbit, s-a sunat din trâmbiță. Și tu ești atent. Pentru că i-ai avut. Acum întrebarea mea pentru voi îi aveți? Pentru că Sfânta Scriptură vine și spune că și acum darurile astea funcționează. Și prorocii mincinoși în vremea de urmă vor fi mulți, pentru că nu vor fi cei adevărați. Și de aceea e important să țineți cont de lucrul ăsta. Acum uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, când tratează darurile spirituale din biserică, el vine și vorbește despre ceea ce făceau ei acolo. Și atenție ce spune cuvântul Domnului, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după daruri duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Apostolul Pavel enumeră în capitolul 12 toate darurile spirituale. Darul deosebirii Duhului, darul credinței, darul tămăduirilor, darul vorbirii în alte limbi, darul tălmăcirii limbilor, darul de a vorbi din înțelepciune, darul de cunoștință, toate darurile astea le enumeră acolo. Totuși, pentru zidirea bisericii vine și spune, umblați după darul duhovnicești, dar mai ales să prorociți, că asta zidește cel mai mult biserica. Asta zidește cel mai mult biserica. Bun, spune Scriptura, nu că Dumnezeu le dă, te scol dimineața, am un dar de la Domn, nu l-am șerut, dar na, eu trebuie să-l duc acum. Nu, nu, spune, umblați, dar mai ales să prorociți, asta tu trebuie să o faci. Problema este că noi vom fi judecați de Dumnezeu din cauza determinării și pasiunii după care umblăm după lucrurile firești. Sunt oameni care caută o mașină, de exemplu, să cumpere. Da, mai ales cum sunt bărbații, mofturoși, mașina să fie automată, tapiseria de piele sau de pluș. Să aibă bordul așa, să fie așa, să aibă culoarea asta. Știți cât contează culoarea la funcționarea motorului?
Deloc nu contează. Dar el caută culoarea asta. Ei, până nu găsește mașina respectivă, nu se lasă. Și când o găsește, exact cu bord, cu tare, spune, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Uite mașina visurilor mele. Și Dumnezeu vine și întreabă pentru un hârt de mașină. Ai ținut atâta de pretențios și ai umblat până ai găsit-o. Pentru darurile mele spirituale, ce n-ai umblat la fel? Ce ai să spui atunci? Că darurile sunt în vigoare. Spune, umblați după ele. Ți-am dat Duhul Sfânt, nu mă să te lauzi cu vorbirea în limbi și că ți-am dat Duhul Sfânt ca să operezi cu daruri și darurile sunt la dispoziție. Caută-le, cum ai căuta mașina, cum ai căuta locul de muncă, caută-mi darurile mele, că vreau să le folosesc. Amin. Ei, când prorocul lucrează în biserică, când e la îndemâna Domnului, vede lucrarea lui Dumnezeu, vezi altfel. Stimații mei, e foarte important lucrul ăsta. Din nefericire, foarte multe comunități n-au așa ceva. Stau așa și intră printre ei și ne minunăm și cu tare. Și vreau să vă spun, multe înfrângeri pe care le avem la nivel de biserică e tocmai din cauza asta. Pentru că prorocul este omul care se duce pe zid la locul lui de strajă. El nu stă în cetate, el e pus pe zid. Pe zid înainte, în vechime, nu erau puși oameni care vedeau cu un ochi. Și cealaltă vedea pe jumătate. Erau puși oameni care vedeau bine în întuneric. Ăștia aveau suliță, aveau scut și stăteau acolo. Dacă venea vreo săgeată, să fie apărați. Restul își vedeau de treabă. Unii fășeau pâine, alții prășau, alții împleteau coșuri de nuiele. Fiecare avea treaba lui înșetate. Dar străjerul stătea pe ziduri să vadă. Și la un moment dat străjerul punea mâna pe trâmbiță și suna, vine dușmanul. Și în momentul ăla toată cetatea se pregătea, pentru că străjerul a văzut dușmanul. Câteodată întrebau cei din cetate, unde atacă, la care poartă atacă? Și străjerul le spunea, la casa cu tare atacă, acolo se duce, vrea să ia fata de acolo, vrea să ia băiatul de acolo, acolo trebuie să apărat. Și într-o dată toată cetatea pleca acolo să apere partea aia de zid, nu-ți duce eu în partea aia altă. Nu era, băi, a atacat dușmanul, a luat o fată, a plecat, băi, ce surprize pentru noi. Dar străjerul nu era acolo, n-a spus, cam asta e problema, frații mei. Foarte multe înfrângeri le avem, pentru că nu umblăm după asta. Umblăm după alte lucruri. Ori când umbli după daruri spirituale și poporul are descoperire, știi unde va fi următoarea lovitură. Știi unde se va întâmpla. Nu te ia prin surprindere. Ești păzit, ești ocrotit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De ce nu avem? Pentru că la momentul actual, aș vrea să vă spun că străjerul care slujește sus pe zid are scutul pus pe dușman. Problema că ăștia din cetate, care oricum n-au și faci splimbă, care oricum nu-și văd, nu fac nici repetiții, nu vin nici la acela, nu merg nici misiune, nimica, stau și la un moment dat iau bolovanii și pietroaiele vorbelor, a insinuărilor, și încep să arunc ce spre străjerul ăla care face ceva, care stă pe zid și e atent pentru casa lui. Și la un moment dat, cum el e atent în față, dintr-o dată se trezește cu un pietroian în spate. Pietroian în spate. Întoarce scutul spre a lui. Și acum ăștia încep să facă mișto din nevastă sa, din el, din copiii lui, din neamul lui. Bolovanii se aud în scutul lui cum lovesc. Bum, bum, bum. Și să mai întreabă la mișto. Vei, tu ești prorocul Domnului. Vine ceva? Și ăsta se uite, spune, vine. Și unde vine? Unde vine? Vine la noi. Vine la noi, o să vedeți unde vine, pentru că eu nu vă pot spune exact. Și când vine, nu a fost lucrarea exactă. N-ai știut unde e exact. Dar pe cum să vă spun exact, băi, dacă voi mă bubuiți, dacă voi vorbiți de rău, tocmai de lucrătorul din biserică? Cum să vă spun exact? Și așa se întâmplă că de foarte multe ori pierdem. Există oameni care lasă scutul și sulița acolo și spune, băi, dar ce, eu nu pot să împletesc coșarți? Și eu nu pot să stau liniștit cu burta la soare, cum stați o serie dintre voi? Îmi trebuie neapărat să stau acolo să vă băteți voi joc de mine și să mă mai trezesc cu o săgeată de la dușman? Îmi trebuie. Și foarte mulți care sunt proroși s-au retras deja. Multe biserici trăiesc în întuneric. Pentru ei surprindere că este luat unul, că este luat altul. Ce s-a întâmplat? N-au știut nimic. Și nici nu vor ști. Pentru că străjerii au plecat. Ori, iubiții mei, aș vrea să vă spun, asta e o armă pe care biserica ar trebui să o folosească. Am întâlnit comunități, cei drept puține, unde se începe rugăciunea, cum ați avut-o dumneavoastră, să ridică bărbați și merg la bărbați. Și spune, ascultă, ceea ce s-a întâmplat în casa ta astăzi,
Am îngăduit ca să vezi unii punctul slab. Da, aștept să te pocăiești, să te ridici. Ăla începe a plânge. Spune, Doamne, numai Tu știi ce s-a întâmplat. O soră se ridică, se duce la altă soră. Îi spune, așa îți vorbește Domnul. Și spune taina pe care numai eu o știe. Când s-a terminat rugăciune, jumătate din adunare, a avut prin surori, la surori, prin frați, la frați, descoperit, toți știu că Dumnezeu e acolo și le cunoaște taina inimii. Pentru că darul operează în biserică. Frații mei, când spune Domnul Iisus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, se referă la cât ai accesat din planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe și prin Duhul Sfânt prorocilor săi le descopere, dar câți din oameni sunt gata să fie folosiți de Domnul? Că foarte mulți dintre noi nu suntem gata. Prorocul trebuie să fie pus deoparte pentru lucrarea Dumnezeu, trebuie să se sfințească, trebuie să fie curat și din pricina aceasta foarte mulți dintre noi suntem gata să fim așa, pe undeva, dar nu să fim puși deoparte 100% pentru Domnul. Oricând biserica va avea oameni și femei de genul acesta, biserica aceea va avea lumină. Doamne ajută! Amin. Pe toți ceilalți îi va lua prin surprindere. Biserica care va avea vase ale Domnului, vor avea descoperire. Vor ști ce trebuie să facă. Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiții mei, al doilea lucru pe care am vrut să-l subliniez a fost, fiți atenți la înșelare. Diavolul va încerca să vă înșele. Verificați totul prin cuvântul Domnului, evaluați persoanele cu care vă întâlniți, cercetați predicile, descoperirile în baza cuvântului Dumnezeu și mai mult ca toate acestea v-aș ruga tare mult, începeți să cereți daruri spirituale din partea Domnului. Începeți să vă pregătiți să purtați darurile acestea. Pentru că darurile acestea vă vor da lumină în întunericul care e înainte. Noi nu știm ziua de mâine cine așteaptă, dar dacă Dumnezeu vine aici cu un dar de descoperire, îți dă lumină pentru ziua de mâine. Tu n-ai ajuns în ziua de mâine, dar mâine când ajungi știi și ai lumină. Pentru că astăzi Dumnezeu îți dă lumină acolo. Și Dumnezeu are. O are, dar o dă doar la oameni care se pun la dispoziția Lui, să urcă la locul lor de strajă, ca să stea de vorbă cu Domnul. Și e nevoie de asemenea lucruri. Eu văd câtă câștig, predic Evanghelia, pot să țin o predică de 4 ore la un moment dat, îi drept că obosesc. Și toți nu conving pe nimeni. Și vine un simplu, un proroc, și îi spune la un tânăr pe care cineva îmi spune, băi, băiatul meu, e ateu, e așa, nu are nicio treabă, așa, cu absolut nimic. Îmi aduc aminte că îmi spuneau frații colegi slujitori că într-o zi au ajuns într-o familie și în familia respectivă tata era predicator, mama cântăreață, dar avea un băiat care, domnule, nu venea la adunare, nu venea la mine, n-asculta din nimeni, efectiv din nimeni, și tata îi spunea, domnule, i-am spus din Scriptură, i-am spus că Iisus îl iubește, i-am spus că Iisus vrea să-l mântuiască, să-l salveze, dar încăpățânate, cu tare, i-am spus, nici mai stau de vorbă cu el, cu tare. Și frații au făcut o rugăciune și unul dintre frații a spus să se ducă fetița asta mică, să-i spună să vină încoace. Taic s-a zis, nu o să duci fetița, mă duc eu să-i spun să vii încoace. S-a dus taic s-a zis, nu vine. Fratele lucrător știa, zis, să se ducă fetița, lasă că se duci și maică-sa. S-a dus maică-sa, s-a spus, nu vine. Fratele slujitor, v-am spus să o lăsați pe fetiță să ducă ea, să îi spună lui să vină. S-a dus fetița și a venit frațul cu ea acolo. Pentru că prorocul știut unde el este sensibil. Și în timp ce a venit acolo, prorocul a început să-i spună lui în felul următor. Să știi că lucrurile pe care le ai în mintea ta, ți le-a pus diavolul. Dumnezeu te iubește și Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Tu nu ești pierdut pentru veșnicie. N-are niciun sens să te sinucizi, pentru că Dumnezeu te-a pus deoparte pentru împărăția Lui. A început tânărul ăsta să plângă și a spus, mă iubește Dumnezeu? Da, te iubește. Și în ziua aceea s-a întors la Domnul. Bun, ce predici îi ții? 4 ore îl ții acolo. Ăla vrea să plece, mai stai o bucată. Simplu, o descoperire care a intrat la inima lui și a rezolvat o problemă pe care toată casa nu putea rezolva. Dar asta înseamnă dar. Amin. Pe care Dumnezeu îl are și spune, căutați să le aveți din belșug între voi. Amin. Pentru că veți fi pregătiți de lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Frații mei, primul lucru pe care l-am subliniat este să ai credința lui Iisus care stă în pocăință și credința în Iisus Hristos. Al doilea lucru este fiți atenți la înșelare. Al treilea lucru este țineți dragostea fierbinte. Spune Sfânta Scriptură, din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Și când se răcește dragostea frații mei, din frate credincioși, ajungi la un moment dat vânzător. Lumea creștină se va împărți doar în două la un moment dat, între vânduți și vânzători.
Spune Sfânta Scriptură, când vă vor prigoni într-o cetate, tu să nu faci pe martirul, ci să fugi în alta. Spune Biblia așa. Să o întinzi în alta parte. Bun, când tu ai plecat în altă cetate să te ascunzi, autoritățile care te prigonesc nu mai știu unde ești. Dar frații tăi știu unde ești? Da. Și dacă dragostea lor s-a rășit pentru că cândva nu l-ai propus tu un comitet, cândva ai avut tu ceva contra lui, știți că la un moment dat ăștia spun, uite, îți dăm niște bani, nu mă spun, nu ni se ascunde el cu familia lui. Și îți spui, da, chiar e lucrarea Domnului să-l găsit. De ce? Pentru că dragostea s-a răcit. Aș vrea să vă spun, frații mei, va veni o vreme când putem deveni vânzători. Dar ca să ne putem ține dragostea fierbinte, Dumnezeu ne antrenează de pe acum. Și ne pune niște, într-o adunare unde avem frați. Și vrem, nu vrem, frații, câteodată ne greșesc, să scarpină din noi, ne vorbesc de rău, fac anumite lucruri. Și Dumnezeu vine și spune, uite, te-am pus între frații tăi aici, ce faci? Mă nervează, Doamne, mă nervează, mă supără, dar n-am ce face, n-am cu tare. Bun, dai fi în stare să-i vinzi? Nu, Doamne, încă nu. Încă nu, dar dacă continuă, ori Dumnezeu vine și spune, ține dragostea fierbinte. Ține-o fierbinte că într-o zi asta va face diferența. Cum, Doamne, nu merită asta? Nu te-am întrebat dacă merită. Te-am întrebat că ăsta e singurul lucru care te va ține să fii în credință. Ține-o fierbinte, iubește-i fierbinte, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții. Asta presupune, Doamne, nu poți greși tu cât pot ierta eu. Păi, dar asta mă face vulnerabil, nu are a face. De dragul de a ține dragoste fierbinte, treci peste, mergi mai departe. Iartă, fii disponibil să ierți. Ești pregătit pentru asta? Toți avem un orgoliu, toți de aici avem un orgoliu. Când se scarpină din noi, sau de soția noastră, sau de fata noastră, sau de băiatul nostru, bă, dar ce ai, băi, ce înseamnă asta? Dar tu ești chiar culme în felul ăsta. Bun, l-ai iertat odată, el iar face. Ei, dragostea se ține fierbinte prin iertare. Și când Apostolul Petru, știind obiceiul și învățătura rabinică, spunea că dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, ai datoria să-l ierți de 3 ori. Și Petru vine la Domnul Iisus și spune, Doamne, dacă fratele meu îmi greșește de 7 ori într-o zi, să-l iert? El s-a așteptat, Domnul și spune, băi, dar tu ești mai tare ca rabinii, băi. Tu, efect, rabinii cer de 3 ori și tu de 7 poți să ierți. E bun, Domnule, e bun, e grozav, dar tu ești un sfânt, băi, Petru. Nu, Domnul Iisus Hristos vine și îi demontează, spune, nu de 7 ori, zic, de 70 de ori, câte 7. Eu vorbeam cu nevastă și a spus, băi, dragă, dar intenționat să mă pun să greșesc, nu cred că apuc într-o zi de 490 de ori. Nu cred că să devin profesionist la greșeli. Nu cred că apuc. Bun, dar ce trebuie să fac? Trebuie să iert. Doamne ajută! Amin. Ei, iertarea asta. Acum, frații mei, intru într-o convină la dumneavoastră aici. Toți greșiți față de mine. Într-un fel sau altul, ori cu gând, ori cu limba, ori cu atitudine, ori cu o privire din aia când dragi sunt laser, așa, și îmi dau seama dintr-o dată că așa. Bun, ce am eu de făcut? Efectiv să iert. Doamne ajută! Amin. Să iert! Să țin dragostea fierbinte. Să o țin la nivelul ăla. Frate, băi, dar m-am uitat urât la tine. Să fii sănătos, poate uita bine. Dă-mi voie să te îmbrățișez. Tu ești fratele meu, băi. Tu ești fratele meu, mergem împreună. Ei, dragostea așa să ține fierbinte. Că altfel, fratele meu, o tot dai jos, o tot... Da, așa neamului are. Stai așa, cu tare, și nu mai ții dragostea fierbinte. La un moment dat auzi că fratele tău care te-a vorbit de rău, la un moment dat auzi că i s-a spart un caușuc la mașină sau i s-a disfântat o rată. Și tu înăuntru tău spui, lucrează Dumnezeu cu putere. Ai aflat că s-a umflat roata înapoi. Poate să se disumfle cealaltă. Aștept și tu ceva. Frații mei, asta nu e dragoste fierbinte. Dragostea fierbinte te face să treci peste, să ierți, să iubești. Că într-o zi, încă o dată, vă repet, va fi definitoriu ce vei face. Ca să nu devii un vânzător, trebuie să ții dragostea fierbinte. Băi, oameni buni, indiferent ce vreți voi, bă, dar ăsta te-a fost contra sfitul ordinat, măi. Ăsta a fost contra sfitul în comitet. Ăsta te-a vorbit pe tine și familia ta de rău. Da, băi, dar ăsta e fratele meu, măi. E fratele meu în Hristos. Și eu nu-L iubesc după ce mi-a făcut El mie. Eu îl iubesc pentru că Hristos ne-a iubit pe amândoi. Asta e dragostea fierbinte. Dragostea asta fierbinte te faci să-ți găsești loc în orice comunitate. Toți sunt dușmanii tăi, tu îi iubești pe toți. Știi că la urmă îi câștigi pe toți? Pentru că dragostea te face să-i câștigi. Dragostea fierbinte.
Dar nu-ți trebuie multă școală să fii ca ei. Nu-ți trebuie multă școală. Te vorbesc din noi, vorbești și tu. Băi, chiar îi depășești. Te enervează, pe tine îi enervezi și tu pe ei. Îți fac ei înșude, le faci și tu înșude. Și la un moment dat ce iese? La un moment dat suntem toți niște vânzători. Ori, iubiții mei, aș vrea să vă spun, biserica ne cheamă și Biblia ne cheamă și cuvântul Domnului ne cheamă să iertăm, Doamne ajută. Acum, iertarea asta, frații mei, este puțin mai complicată, numai eu vreau să vă simplific foarte mult. Biblia vine și spune, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta și îi pare rău, tu să-l ierți. Și toți suntem de acord cu asta. Bă, dacă vine la mine și îi pare rău și se pune pe genunchi și îl pun să-mi pupi pantoful și cu tare, da, eu îl iert dacă el vine. Cam așa ne imaginăm noi. Dar nu vine nimeni în condițiile astea. Absolut nimeni. Și noi îl așteptăm 2-3 ani să vii, dar el nu vine. Ba mai e și cina. Și pe noi ne enervează chestia asta. Păi cum să-l iertăm noi dacă el nu vine? Și noi știm că ar trebui să vie. Că ne-a deranjat, ne-a ofensat. Frații mei, Biblia vine și spune, dacă cineva are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și nu termină aici. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și acum apare un alt etalon. Iertarea lui Hristos. După ceea ce v-am prezentat eu mai înainte, Hristos pe crucea din Golgota a spus un cuvânt, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Bă, dar cine o cerut iertare? Pentru că el spune, Tată, iartă-i, bă, Doamne, dar cine ți-o cerut iertare? Soldații romani, sutașul, au spus, Doamne, noi oricum crucificăm des oameni aici, mai ales în partea asta de țară, îi crucificăm, dar la nimeni nu le punem cununi de spini. Ție ți-am pus cununi de spini și doare tare, te rog să ne ierți. Și în urma acestei declarații a sutașului și a ofițerilor, Domnul spune, Tată, iartă-i, că nu au știut ce fac, ne-au pus cununa de spini. Dar nu există nicio declarație de genul ăsta. Nimeni nu a cerut iertare. Și Domnul spune, iartă-i, că și nu știu ce fac. Cum a iertat Hristos. Așa iertați voi. Asta și înseamnă, chiar dacă omul nu-ți cere iertare, fii disponibil să-l ierți. Fii disponibil să-l ierți. Știți de ce vă spun lucrul ăsta? Să presupunem că ești într-o comunitate și există un tip care e mai dificil așa. Așa e el de felul lui și câteodată nici el nu-i vinovat. Moștenește de la bunicul. Să fie mai încăpățânat, mai orgolios, mai dificil. De la tata mai ia ceva, dacă și mama e orgolioasă, mai ia ceva și devine o bombă cu ceas. Pac, e în adunare la tine. Te deranjează continuu, te supără continuu. Bun, când te-o deranjat, când te-o supărat, tu și ești și tu om. Te simți ofensat. Băi, dar cum poate să fie asta? Vine altul și te mai încurajează. Băi, cu tine a fost domn. Să vezi ce mi-a făcut mie. Să vezi ce mi-a făcut mie. Și te turezi și mai tare. Cum ăsta poate? Îl mai vezi că ești și șina Domnului. Te înroșești. Cum adică, Domnule, ăsta așa? Bun. În timpul ăsta te culci seara te gândindu-te la el că va veni ziua judecății. Când te scoli dimineața spui, poate Dumnezeu lucrează astăzi. În timpul ăsta copiii îți cresc. Soția îmbătrânește lângă tine. Și tu treci timpul pe lângă tine gândindu-i când îl va judeca Dumnezeu pe ăsta și când va veni el să-ți ceară iertare. Treci timpul, copiii se căsătoresc, nevasta rămâne lângă tine, tu morocănos toată ziua. Într-o seară îi părtășii la biserică, coboară Duhul Sfânt și cel mai cercetat din adunare e individul nostru. Suștanea din biserică. Cel mai cercetat spune, Doamne, am greșit, am păcătuit, m-am purtat ca un nebun. Te rog frumos să mă ierți, uite, mă plec în fața ta, îți pup papucul dacă vrei, dar îmi pare foarte rău, te rog frumos să mă ierți. În momentul ăla, trebuie să-l ierți, că e în fața ta. Dar și faci cu anii care au trecut. Și faci cu timpul în care puteai să te joci cu copiii tăi, să o iei pe nevastă din mână, să mergi prin parc, să mergi undeva nescut. Nu, ai stat totdeauna morocănos, la și ți-o făcut asta și că vine ziua răzbunării. Și uite, acum s-o pocăit și o trecut tot timpul pe lângă tine. De aia, învață Domnul Iisus, cum a iertat Hristos, așa a iertat și voi. De când am înțeles adevărul ăsta din Biblie, sunt oameni care fac mișto de mine și văd că fac mișto de mine. Cel mai fain lucru pentru ei mă fac că nu mă prind, știi? Știți că oamenii care fac mișto, prima dată se râd că fac mișto și al doilea rând, dacă te-ai prins că ei fac mișto, ei se bucură grozav. Eu, de prima bucurie, nu pot să-l iau eu, că atâta-i duce mintea pe ei. Dar a doua mă fac că nu pricep. El face mișto și eu întreb, băi, dar afară aproape că ninge.
Și îl întreabă, dar și legătură? Păi tu mai agruiesc nicio legătură și spui tu și gândim noi. Nu-i dau bucuria. Dar dacă totuși, omul ăla face mișto, eu obișnuiesc în seara aceea la slujbă să-l iert. Chiar dacă el n-are niciun gând. Crede că e grozav. L-am iertat, eu pot să cânt, pot să mă rog, pot să postez, pot să slujesc. Mi s-a întâmplat după 3 ani de zile să vină un om și să spună, m-am purtat ca un bădăran, m-am crezut că-s mare. Eram și mai tânăr, am vrut să mă dau deștept atunci și am făcut mișto din dumneata. Te rog frumos să mă ierți. Băi, eu te-am iertat de atunci, măi. N-am așteptat 3 ani de zile, stau toată ziua bombănind. Știi, bă, nu. Zilele trecute știu că și acum cineva așa pornit, eram la o slujbă din mormântare undeva și dădeam mâna cu toți cei din familie, am dat mâna spre unul, ăla și-o tras mâna înapoi. Nu vreau să dea mâna și-o trebuia să predic. Piloc, a trebuit să-l iert. Piloc, am predicat și zilele trecute a venit la mine și a spus, frate, zic, vă rog frumos să mă iertați. M-am fost informat cum am fost, am avut mintea care am avut-o, nu m-am dat mâna cu dumneavoastră și știu că, fratele meu, fii binecuvântat, mă bucur din momentul ăsta, dar eu te-am iertat de atunci, chiar înainte de predica, eu te-am iertat pe tine, că altfel nu puteam. Vreau să vă întreb, practicați lucrul ăsta? Pentru că dacă nu practici lucrul ăsta, ai resentimente în tine care nu te lasă să te bucuri de viața pe care o poți avea. Nu te poți bucura de casa ta, nu te poți bucura de banii tăi, nu te poți bucura de nimic, pentru că ai resentimentele alea care efectiv te tulbură. De aceea e important să ierți, să ții dragoste fierbinte. Doamne ajută! Amin. Mi-aduc și acum aminte, eram undeva la Verona, Italia, și predicam despre a ierta nu atât de mult datoriile financiare, cât mai mult atitudinea. Sunt oameni care împrumută bani, 10.000 de euro, de exemplu, vorbesc în terminologia de aici, nu, că nu sunt împrumută, fratele spunea că voi lucrați cu carduri, nu sunt împrumută cardurile, numai bani. Așa, din punctul ăsta de vedere, și împrumuți cuiva banii, îți spune că să-i dă înapoi și când să-i dea, dar ce, tu ai ajuns la banii aia? O să-i dau când o să am. Dar el are bani să schimbe mașina, are bani să fac concediu în Antalya, are bani, dar ții, nu ți-i dă înapoi. Ce faci cu oamenii ăștia? Ce faci cu oamenii ăștia? Când stai și te turezi așa, singur, îți banii tăi, ai nevoie de ei și ăsta nu mă ții, nu ți-i dă înapoi. Și am vorbit acolo de iertarea atitudinei astea, nu de iertarea datoriei, ci de iertarea atitudinei respective. Și știu că în seara aceea a venit în față un om de afaceri din Cluj, și acum îl țin minte, care a spus, am ales să iert pe 2 frați din adunare, unul dator 100.000 de euro și unul 50.000 de euro. Am ales să iert. Nu știu dacă îmi vor mai da bani înapoi, dar decât să stau să mă gândesc toată ziua la ei, că plâng în continuu, banii mei, nu mi-i dă înapoi, decât să mă gândesc la ei, am zis, pierd 150.000 de euro, dar vreau să cânt, să mă rog să trăiesc pocăința. Și omul i-a iertat. M-am întâlnit după câtva timp cu el în Cluj și am întrebat, băiți, odată aia bani? Nu mi-a dat, eu cânt și-l aud pe Domnul continuare. S-a eliberat, frații mei. Bun. Spune Sfânta Scriptură, când se va face judecata, judecata va fi făcută într-un anumit fel. Și anume, Dumnezeu va aduce oameni din condiția pe care ai fost tu și va aduce să depună mărturie. Spune că împărăteasa din Seba va veni acolo și va depune mărturie, că i-au bătut un drum lung să vadă înțelepciunea lui Solomon. Și aici spunea Domnul Iisus despre el, este unul mai mare ca Solomon. Și împărăteasa din Seba vă va acuza. Ei, într-o zi, bărbatul ăsta din Cluj se va ridica la judecată și va chema Domnul. Ce datorie au avut frații tăi față de tine? 150.000 de euro. Și ce ai ales să-i faci? Să iert, Doamne. Și de atunci încolo ai slujit Domnului? Da. Și de atunci ai cântat? Da. Bun. Cel din Göteborg, cât au avut datorii fratele tău? 50 de euro. Și când ai venit la adunare, 2 săptămâni, 3 săptămâni, n-ai mai vrut să vezi cu tare. Și, bun, vis-a-vis de ăsta, tu pe unde ești? Doamne, scuze-mă, acum vreau să mă pocăiesc. Acum nu se mai poate pocăi nimeni. Gata, s-a terminat. Cam așa se va face judecata. Iertarea trebuie să fie la noi acasă. Eu m-am obișnuit și le spun la frații de una, chiar dacă vreunul dintre voi mă ofensează, să-l iert în seara asta. Acum nu încercați. Dar chiar dacă vreunul dintre voi mă jicnești, eu îl iert în seara asta. Gândești și tu la fel? Amin. Doamne ajută! Frații mei, mai este un aspect pe care vreau să-l spun și trec fugitiv peste el. Pe lângă dragoste fierbinte este să răbzi până la sfârșit. Testul ăsta de răbdare până la sfârșit, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, ni se dă aici, în casa Domnului. Nu te ajută cu nimic să ari un ogor
să-l samin cu cea mai bună sămânță, să-l erbicidez împotriva plantelor și împotriva dăunătorilor, să dai cu insecticid, să-l irigi și apoi când vine vremea să seceri, tu să te plictisești și spui, m-am săturat. Nu, plec, deci, gata. Și altul vine în munca ta și ia rodul pe care îl meritai tu. Pentru că tu n-ai avut răbdare până la seceriș. N-ai mai avut răbdare. Ori suntem chemați într-o asemenea vreme să dezvoltăm răbdarea. Și răbdarea, frații mei, aș vrea să vă prezint și de multe ori mă gândesc așa și la frații de la Dumbrăveni și dumneavoastră, aș vrea să vă dau un ceai cu un plic cu răbdare, să-l beți și dintr-o azi deveniți răbdători. Sau o pastilă, ceva. Nu. Răbdarea se dezvoltă în situații complicate, tensionate. Spune că necazul aduce răbdare. Ori te așează Dumnezeu într-o adunare cu frați ca mine, sau dacă vă uitați o leacă prin prejur, ca ăștia de aici, și ăștia sunt profesori ca să se dezvolte ție răbdarea. Da, în fiecare duminică îți dezvoltă ție răbdarea. Mai trec pe lângă tine, mai scapă o vorbă, mai vorbesc cu tare și Dumnezeu spune, nu te tura, dezvoltă-ți răbdarea. Ți-am dat profesorii cei mei buni. Sunt oameni care nu sunt mulțumiți în comunitățile unde așează Dumnezeu, unde așează profesori din ăștia mai indulgenți, mai așa, mai șerc câteodată iertare. Și el spune, nu mai stau aici, la Filadelfia nu mai stau. Mă duc în altă comunitate și când se duce acolo, dă de mama profesorilor tăi. Acolo spune, frate, am dat din lac în puț, să fii sănătos, ia-i lecțiile. Dar nu mai pot răda aici. Păi dacă n-ai vrut la noi, te duci acolo. La noi era școală, acolo e penitenciar. Dezvoltă răbdarea unde ești tu. Dezvoltă, că dacă n-ai vrut să stai unde trebuiește, ți-a așezat Dumnezeu oamenii în prejurul tău. Ei, biserica este un loc în care dai teste, unde răbdarea trebuie să crească pe zi ce trece. Poate nouă ni se pare așa ciudat, frații mei. Poate ni se pare. Dom'le, trăim într-o adunare, ăștia nu știu, câteodată nu se ridică de pe scaun să-mi dea ei locul, nu știe să vorbească frumos cu mine, câteodată efectiv vorbește și nu trebuiește. Dumnezeu spune, nu le privi așa. Uită-te că pe gradația ta la răbdare, tu ai mai crescut. Și singurii oameni care te-au ajutat, nu sunt aia care s-au ridicat pe scaun să dea ei locul. Îți tocmă ăștia care nu vreau să-ți dea locul, băi. Îți tocmă ăștia care te enervează. Ăștia îți faci să-ți crească ție. Acum, frații mei, luați adversitățile, situațiile dificile, ca un prilej de a crește răbdare. Doamne ajută! Luați-le! Și când le luați așa, mulțumiți Domnului că aproape în fiecare zi aveți posibilitatea să creșteți. Da, în fiecare zi aveți posibilitatea. Și dintr-o dată poți să te bucuri în Domnul, băi, n-am câștigat cunoștință mult azi la adunare, că am venit aici. N-am câștigat poate informații noi, dar la răbdare slăvit să fie Domnul, am avut ocazia să-i răbdități ăștia. Am avut ocazia. Doamne ajută, frații mei. Dezvoltați lucrul ăsta și o să vedeți că îi câștig totdeauna, că Dumnezeu are în vedere lucrurile acestea. Pentru cei care cresc în credința lui Iisus, pocăință și credință. Pentru cei care sunt atenți și nu numai că sunt atenți, spun, Doamne, aș vrea să-i ajut pe alții să fiu un străjer. În locul în care mi-ai pus Tu pe mine, să fiu un străjer și anunț pe fraților, uite ce mi-a descoperit Domnul. Și tot ceilalți verificăm. Dintr-o dată bagi de seamă, ești atent. Apoi ții dragostea fierbinte între frați, iertându-i pe frați, mergând mai departe, arătând dragoste și apoi consideri fiecare oportunitate, fiecare conflict, un motiv de a-ți mări dragostea mai mult. Că într-o zi, doar cine rabdă până la sfârșit, va fi mântuit. Și când ajungi să ai mântuirea la capăt, deja nimeni nu-ți mai poate lua cununa. Ești un biruitor. Nu uitați, toată cartea Apocalipsei vorbește doar de biruitori. Celui ce va birui, îi voi da. Bun, dar ăia care nu biruiesc s-o opri pe drum și spune, băi, și așa nu m-am și faci. Și așa am făcut o dandana. Și fac. Nu are nimeni niciun premiu. Cununile sunt pentru cei care aleargă spre împărăție. Se mai împiedică, mai cad, se ridică înapoi, merg. Le mai pune cineva piedic, iar dau cu nasul de asfalt, se ridică, băi, am deprins o cunună. Și aleargă până la capăt. Pentru foarte mulți care spun, bă, trebuie să fie un premiu 2, trebuie să fie vreo mențiune ceva. Nu, trebuie să fie, trebuie să fie. De aia există și fecioarele care ajung în fața unei uși închise. Că doar cei ce biruiesc au cununi. Doar cel ce rabdă până la sfârșit va birui. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.